o plăcere să-l primim alături de noi, deși nu mă face să exclam decât că bătrânețea e ciudată. Andrei Gârjob, după cum știți, la început cumva cândva se lauda că seamănă puțin cu mine. Acum și-a făcut ceva ce nici dacă aș fi fotbalist nu mi-aș putea face. El spune că e criza lui 30. Mă rog, bună dimineața, Andrei. Bună dimineața. Bine. Da, eu așa îi spun, asta este criza de 30. Okay. Dar am înțeles că e la 40, am confundat. Am înțeles că doamnele au la 30, bărbații la 40. O să mai ai una, înseamnă. O să mai am una. Okay. Mă bucur foarte mult că măcar știu cum i-ar sta mie blond. Sunt un pic am scutit. Mai scutit din efort la coafă. Dar de ce Dănuțe, că avem demonstrația chiar aici, pe vremea când era ușor imediat? Hai să nu scoatem din nou aceea. Nu crea, uite, privește, te rog, dinpreună cu noi. Să nu scoatem aceeași poză. Dacă îți dau barba jos. Acum alege, vrei să-ți dai tu barba jos sau tu să te vopsești înapoi blond? Numai calot, așa ca Dinu Maxe. Hai, lăsați-mă, vă rog. Andrei Gârjob se ocupă de magie și... Dar și eu pot să fac magie, Dănuțe, și nu trebuie să semăn cu tine. Ce magie poți să faci tu? Îmi dezvolt niște capacități de astea de mentalism acum în perioada asta. Mentalism? Da, de exemplu, fii atent la mine. Zi-mi un număr între 3 și 5. 3. 4, că 4 e între 3 și 5. Între 3 și 5, fără să le includă pe... fără să includem capeții? Bă, deci fii atent, tu ești făcut grămadă, bă, băiatule, ești, mi-ai stricat numărul de magie. Aveam și noi o șansă. Hai, mai dăm o șansă. Dăm un număr între 6 și 8. E cumva 7? Pac, și le-am luat banii, înțelegi? Cât trebuie să avem un second option? Cât crezi că o să te faci de râs la televizor? Mult timp. Sigur, în caz niște minute. Hai că trebuie să plec la Ciolpani. Scuză-mă, băieți, iartă-mă, băieți. Voiam să zic o chestie, că mi-a fost tare dor de tine. Că acum, decât stai... No homo, stai. Pentru că acum lumea mai spune că semănăm. Acum, în sfârșit, îmi spun că semăn cu M&M, cu Slim Shady. Dar e o plăcere să fiu recunoscut pentru cine sunt cu adevărat. Da. Okay. Tot timpul sunt eu. În fine...